Modificarea vârstei de pensionare în România a devenit cel mai controversat subiect la momentul actual. Deși a fost doar o propunere, românii sunt șocați și susțin că este bătaie de joc. Aceștia spun că de-abia mai au puteri să muncească la 60 de ani. Perspectiva de a munci până la 70-75 de ani nu este deloc fericită pentru nimeni. Dacă ajungi să te pensionezi la această vârstă, date fiind condițiile de sănătate ale populației la grupa de vârstă de peste 70 de ani, nu vei apuca să te bucuri prea mult de pensie. Să fie 175 de ani. E prea jos. 75. Chiar bătaie de joc. Eu consider că chiar nu se poate să duci vârsta de pensionare la 70-75 de ani, deoarece eu am ieșit acum recent la pensie și vă spun că dacă mă țineam vreo 2-3 ani de zile așa, cred că nu mai prindeam pensia. Nu, categoric nu, lumea, omul la 65 de ani nici nu mai dă niciun randament. N-are ce să mai caute la servici pentru că te împiedici de el acolo. Normal ar trebui să crească vârsta de pensionare pe la ăștia care iasă la 45 de ani. La pensie, la polițiști, la judecători, la alte formațiuni care iasă la 45 de ani, pentru că ei spun că polițiștii nu mai sunt buni să mai alerge pe să-i bage la birou. Oamenii spun că e normal să vină cu asemenea propunere pentru că astfel bugetul statului va avea de câștigat, nemai acordându-se drepturile de pensie prea mult timp, pentru că probabil nu mulți vor mai prinde pensia. Omul îmbătrânește. Nu vedeți, eu am 68, am ieșit la 65. De la 65 încolo, dacă ajungi la 70, nu mai poți face nimic. La 75 de ani, deja media de viață din România nu ajunge acolo, la limita asta. La noi deja oamenii îmbătrânesc prematur. Alimentația care este o alimentație, nu mai este o alimentație bio, mâncăm chimicale. Lumea este stresată, de aici apar și bolile astea cardiovasculare, stresul ăsta, diabet și așa mai departe. Deci n-are cum să poate facă așa ceva. Ori, dacă așa e ordinul de la înalta poartă, se poate și asta, că nu să terminăm cu pensionarii, să nu se mai iese la pensie. Deci de acolo de unde este, îl ia direct cu... Îi spune că a murit de coronavirus, îl bagă într-un sac și îl aruncă. Dacă în celelalte țări din Uniunea Europeană oamenii lucrează până la 68 de ani, înseamnă că și condițiile de muncă sunt mai bune. În România situația este diferită, la fel se întâmplă și cu speranța de viață. În țara noastră a crescut în anul 2017 la 75 de ani.